videos. Înainte să existe gheața și focul, înainte de apariția triburilor, cele 7 maimuțe au îngropat o comoară inestimabilă a omenirii într-un loc fermecat. Dar azi, comoara e în pericol. Doar cel care va citi acest pergament va putea să o protejeze, înfruntând forțele răului pentru a dezlega misterele din Providence. Mina diabolică. Oscar! Oscar! Nimic! Nu e nicăieri! Nu prea are obiceiul de a dispărea. Nu răspunde nici la telefon. Poate a plecat în vacanță. Fără să ne anunțe? Nu. Pot să vă ajut? Oh, Oscar, ce faci? A trecut mult timp. Destul de mult, cum s-ar zice. Mă rog, am venit să-i facem o vizită prietenului nostru, Oscar, și... Foarte bine, vă sunt recunoscător. La revedere pe curând. Oscar, ori ne spui ce se întâmplă și de ce te ascunzi de săptămâni întregi, ori n-ai să mă mai vezi niciodată. Scuzați-mă, dar mă obsedează un vis. Mă bântuie în fiecare noapte. Nu mai pot să dorm. Trebuie să înțeleg ce semnificație are și atunci voi afla secretul din Providence. Campionul nostru este agitat. Și totuși, Oscar, ai fost foarte aproape de soluție. Am să-ți împrospătezi memoria și poate vei afla secretul din Providence. Poate. Dar eu nu vreau să merg la doctor, la lista de schimb. Incredibil! Toți oamenii s-au îmbolnăvit într-o noapte. O epidemie groaznică. Atacă mai ales copiii și vârstnicii. Cu excepția acestora, nu mai este pește viu în lac. Apa e blestemată. Apa, desigur, ea este responsabilă pentru epidemie. Decretați stare de urgență repede, Rudolf, și să interzici tuturor să folosească apa de aici. Dar nu putem trăi fără apă. Și nu putem să ne aprovizionăm repede cu apă potabilă. Da, există o soluție, dar trebuie să plec. Ce l-a apucat? A băut și el apă potabilă de aici? De nirează? Ne va auzi. Scuze, scuze. Data viitoare când voi cădea, voi pune mâna la gură. Nu s-a schimbat nimic. O mină? Dar ce vrea să facă acolo? Ce este? Nu-mi spune că ți-e frică de întuneric la vârsta ta. Cred că nu-ți mai amintești de misterul din mină. Repede, ca te-ai pierde! Hei, fac și eu ce pot! Haide! Mai repede! Cerul este al nostru! Da, da, bunicule! Traversează lacul! Traversează lacul! Ați văzut ce acolo? Ia zi, micuțule, cine e atât de zevzec încât să-și riște viața în așa ceva? E Marten și bunicul său, un inventator genial. Am mai văzut ciudățenii în toată lumea, dar nu așa ceva. În toată lumea? Bravo, bravo, Marcel! Am reușit să traversăm lacul! Nu lăsa pedala, dragul meu! Nimic nu ne mai poate opri! Nici măcar trăznetul! Mai mare a fost frica decât pagubele și apoi putem să-l reparăm. Totul e bine. O mină dezafectată, ce descoperire! Nu te mișca de aici, mă duc să văd ce este aici. Nu mă lăsa aici, bunicule! Bunicule! Bunicule, așteaptă-mă! Desigur! Pe vremea aceea toată lumea zicea că e o mină bântuită. Încă un motiv să nu mergem acolo. Haide să ne întoarcem! Stai! Unde spui? Oscar nu se teme de fantome, iar eu vreau să știu ce vrea să facă acolo. Să mergem! Se pare că ai găsit urmele trecutului tău. Dar oare te vei întoarce de-afăr? Încă mai ești aici după atâta timp? Îmi pare rău, bătrâne. Acum voi merge pe jos. Vă spun adevărul, un râs diabolic de ți se făcea părul măciucă. Nu mă mir deloc, bunicul meu mi-a spus legenda celebră a minei bântuite. Vă asigur că ceea ce este acolo e absolut real. Se mai spune că în mină e ascunsă o comoară fabuloasă. E fantastic! Sunt Nick Riviera. Despre ce fel de comoară credeți că este vorba? Du-te să vezi! Trebuie să fii cam sărit ca să te avânți pe domeniul fantomelor. Comoară sau nu, nu mă mai întorc acolo. Las până și avionul pradă fantomelor. La revedere, domnule! Cine acolo? Ei, piciule, ar trebui să fii în pat la ora asta, nu? Ei? Vreau să merg cu tine, vreau să te ajut să găsești comoara. De unde știi tu de... pare un tip de scurcăreț, dar nu vreau să mă încurc. Bine, se vede treaba că ești cam încăpățânat și cum nu am chef să te duc acasă... Cred că ai văzut țări frumoase. Desigur, și am trecut prin multe aventuri, din Macao până în Golful Californiei, de pe câmpiile din Azerbaijan până pe străzile rău famate din Kathmandu. Aș putea să-ți povestesc multe. Oh, te rog! Foarte bine. Ocazia unei escale pe insula Samui, în Golful Siam? Ei, avionul nu mai e aici. Cel ce locuiește în mina asta e foarte ordonat. Curios pentru o așa zisă fantomă, ha? E clar că ne urează bun venit. Să nu-l facem să ne aștepte prea mult. Ce e? Credeam că vrei să trăiești o aventură alături de mine. Nu-mi spune că te temi de fantoma asta de 2 bani. Nu, nici vorbă, nu există fantome. Un vagonet, așa vom câștiga timp. Fantoma asta pare ospitalieră. Haide, sus! Am plecat! E distractiv, nu? Da, grozavă aventură! Înțeleg eu bine, cineva vrea să ne sperie. Tu ce zici? Dacă am venit mâine în timpul zilei? Eu zic că vrea să ne sperie. E un joc de a care pe care. Mergem mai departe, micuțule. Sau poate nu ai curajul necesar. Nu mă sperie pe mine un banal tren fantomă. Așa mai merge. Atunci, înainte. Astea, locul lor ar trebui să fie la bălci. Iarăși licărirea asta? Martin, pic! Bătrânul Bartabas nu a șomat în acest timp. Nici o ieșire, doar dacă... Oh! Nu! Oh! Asta nu era aici data trecută. Cum voi mai ieși de aici? Martin, nu mai bombăni! Dar e periculos! Putem cădea la fiecare pas într-o capcană! Sau în cine știe ce se mai află pe aici! Liniștește-te! Nici vorbă! Ah, tocmai ce spuneam! Să știi că nu ești prea amuzant! Ei, Oscar, Palatul Râsului sau Casa Bântuită? De data asta nu mă mai las prins. Pe aici! Nu e chiar atât de groaznic labirintul acesta, nu? Da, merge! Haide, te las să alegi! Dacă nu ai nimic împotrivă, prefer Palatul Râsului. Am nevoie de așa ceva acum. Nu, suntem în capcană! Nu putem face nimic! Asta e bună! Am început foarte bine! Oscar! 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 Iată mari aventurieri! Nu trebuie să ne ții morală. Îmi spuneți ce căutați aici? Poate ar trebui să ne spui tu. Și ce-i cu uneltirile astea? Haideți, vreau să vă arăt ceva fantastic. Urmați-mă. Unde ne duci, Oscar? Și cum te orientezi? Răbdare și, cum spune înțeleptul Chiao Tzu, în tenebre lumina va renaște. Oh, e minunat! De unde provin licăririle astea fosforescente? Ele sunt la originea tuturor lucrurilor. Ca și voi am căzut și eu în capcană. În spiciule, cu puțină ingeniozitate depășim toate obstacolele. Palatul Râsului sau Casa Bântuită? Palatul Râsului? Eram sigur, în acest caz, după tine. Sunt în capcană! Ingenios! Îmi pare rău, Oscar. Mulțumesc pentru ajutor, dar trebuie să caut o comoară. Dar nu mă poți lăsa aici! Voi avea remușcări. Într-o aventură, eroul nu-și părăsește prietenii. Nu te-am obligat să vii cu mine. Am venit în Providence pentru o comoară, nu pentru o aventură. Salutările mele, fantomelor! Și apoi, ce s-a întâmplat, Oscar? Apoi, a ajuns aici. Ah, incredibil! Nu mă așteptam la așa ceva. Netrebnicul și-a bătut joc de mine. N-am ce-i face, e prea solid. Fantomă! Un copil! Ce pradă caragioasă! Haide, puștiule, spune lui Bartabas unde ți-e prieten. A plecat în celălalt pasaj. Să nu faci nimic, domnule. Se va rătăci în labirintul acela și nu veți putea găsi comoara mea. Comoara? Da, un zăcământ de minerale prețioase. Pietre magice. Dăm drumul, domnule Bartabas. Am o socoteală de încheiat cu Nick Riviera. Împreună îl putem împiedica să pună mâna pe zăcământ. Minți pe zevenchi, mic și rău ce ești. Vă dau cuvântul meu. Vreau doar să ies de aici și să merg acasă. Mulțumesc, mă voi ține de cuvânt. Trebuie să-l speriem pe Riviera și să-l împiedicăm să găsească comoara. Bartabas știe cum! Sunt un maestru al fricii! Oh, nu! Doar nu mă lasă tocmai acum! Cred că sunt aproape de comoară. Ce? Asta e comoara legendară? Bucăți de piatră fosforescentă? Ah, ce puritate! Poate voi scoate bani din proprietățile acestor minerale necunoscute. Cine e intrusul acesta? Nimeni nu trebuie să se intereseze de comoara lui Bartabas. Fantomele! Fantomele! Cine aduce la nimici în buria noastră? Intenția e bună. Băiatul acesta e curajos. Am să-l țin minte. Și Riviera a fugit pur și simplu? Ce crezi? Eram deja descurcăreț pe atunci. Deci asta era comoara lui Bartabas? da minerale necunoscute, a căror proprietate e să purifice tot ce ating. Bartabas era un bătrân actor de bâlci devenit pustnic. Nu voia să afle curioșii de refugiul său. De aici toate capcanele și mecanismele acelea? În orice caz, cu aceste minerale vom salva Providence de epidemie. Da, am jurat că nu voi dezvălui secretul lui Bartabas, dar e clar că bătrânul nu mai e pe lumea asta. Hei, picturile acestea nu sunt recente. Serios? N-am avut timp să le admir atunci. Ah, cei 7 înțelepți din visul meu. Se pare că Bartabas păzea o comoară mult mai importantă. Și există o metodă de a fi sigur. Iată un motiv bun de sărbătoare. Datorită mineralelor, epidemia este eradicată. Mai vrei să te întorci acolo? Mai mult ca oricând. Ai grijă, e cam strâmt acolo. Nicio problemă. Ai grijă! Până nu va găsi răspunsul la visul său, nimic nu-l va opri. Oh, ba da! Se întâmplă ceva acolo! Oscar e în pericol! N-avem ce-i face! Schimbăm tactica! Ce face acolo? O, nu! Nu se poate! Oscar, Katia, adio, prieteni! Hei, ce faci în apă? Nimic. Marea plăcere a vieții mele e să fac baie în apă înghețată. M-ai speriat. Am crezut că m-am pierdut. Nu ești dezamăgit? Nu, dar nu-mi place gândul pe care l-am acum. Ce vrei să spui? Sunt sigur că epidemia nu a fost ceva întâmplător. Cineva a vrut să revină aici pe urmele trecutului meu și să descoperă acest indiciu. Dacă a vrut să-mi testeze voința, am câștigat. Acum ambiționez să găsesc secretul din Providence. Și credeți-mă, îl voi găsi. Cine e acel cineva? Voi afla și asta. Nu te grăbi, Oscar. Încă nu am terminat cu tine. Au dublat în limba română actorii Daniel Vulcu, Andrian Locovei, Ioana Brudan, Ana Maria Vlad, Doru Flurte, Ileana Iurciuc, Alexandru Rusu, din Tripa, Petre Ghimbașan, Richard Balin. Traducerea și adaptarea Marcel Negrău. Regia Ileana Iurciuc și Doru Presecan. Dublajul a fost realizat de Zone Studio Oradea.